e Kiyosaki, de exemplu. Kiyosaki n-a făcut nicio afacere în viața lui, a cumpărat niște imobiliare pe banii care a câștigat pe cărți și pe cursuri și pe seminarii, știi? Deci eu nu, niciodată nu l-am agreat pe Kiyosaki, nu am citit nicio carte. Acum când l-am tot căutat pe net, că dacă cauți mai profund, vezi că are toate conturile blocate, nu mai are niciun ban. Acum vine el în București peste o lună la Romexpo acolo, da? Să țină seminar la 70 și ceva de ani. Adică în loc să fie pun iaht, bă, am 70 ceva de ani, stau pe avion 10 ore, 15 ore, să vând bilete cu 100 de euro la Romexpo. Ceva smell bad, adică ceva nu e ok, știi? Da, 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 normal. Că dacă ar zice, domnule, omul ăsta a ajuns la un statut financiar, cum a ajuns Constantinescu, și o face doar așa de plăcere, nu ia bani la oameni. Că am făcut și o seminarie, am făcut la facultatea de medicină la Sibiu, am fost la facultate la Aurel Vlaicu la Arad, la studenți, la elevii de liceu, pur și simplu for free. Adică eu sunt dispus și să plătesc eu sala și să gratis. Da, am observat, atunci, am observat, da. E ok, știi? Dar în momentul când eu vin marele miliardar din America, zbor cu avionul 20 de ore ca să iau $100 sau de euro sau de nu știu ce la România.